Bună tuturor, eu sunt Locatel 3 și să ne jucăm Roblox. Bun, haideți să începem. Văd că avem și un vecin aici. Mă rog, în primul rând, jocul ăsta e un fel de farming simulator, doar că nu e farming simulator, e varianta de Roblox. Hei, nu-mi place cum și-a așezat asta. Deci, mai întâi, vă spawnează, o să aveți un tutorial, cum, de ce. Nu prea le-am cu termenii din... denumirile aparatelor astea care le folosesc să culegi, să plantezi astea. Deci, vă rog să mă iertați dacă greșesc. Da, un tutorial vă învață cum, așa. Haideți să începem prin a culege grâne astea, sau sunt, da, sunt grâne. Și e foarte interesant făcut, adică dacă vreți să jucați Farming Simulator, dar nu aveți bani să-l cumpărați niciunul, cred că a început de la 15 seria jocului ăsta, da, cred că, nu știu exact, eu mă uit pe YouTube numai la FS19, așa, doamne, cum era 9, nici nu cred că se putea face un joc ca FS pe vremea aceea. FS înseamnă Farming Simulator prescurtat, ca să înțelegeți. Nu stai prost? Da, aparent e. Aoleu, trebuie să merg să iau și semințe. Aveți controle aici, dacă vreți să știți. Bam, așa. Vom merge imediat să vindem. Dacă mi-am zis, da, e un pic băguit. Nu poate să fie exact. Totuși, până la urmă, e Roblox. Aoleu, îmi blochează și astea calea. Mă rog, puteți cumpăra terenuri, semințe și astea. Da, văd că... Wow, a ieșit. Ok, ce ziceam? Pot să vând și acolo, dar acolo nu pot. Să... Poate... O să vând și aici aproape, dar... Sau? Ba, da. Sau aici? Aici era de la început, wow. Am făcut tutorialul acum nici 10 minute și deja am uitat ce am făcut. Vehicles de... 50 de semințe, 250 de porumb. Da, vreau, te rog, așa. Aici ce este? Ok, pentru cumpăra vehicule. Ok, asta trebuie să reținem, că e aici. Ne va folosi tare mult. Deci mai întâi trebuie să arunc, să... Da. Da,
Văd că ăștia au alte culori, că nu știu. Așa mi se pare mie. Adică eu n-am selectat nicio culoare sau de ce nu. Am ieșit apropo din joc pentru puțin timp și văd că tot cu roșu m-a dat. Cel puțin cred că e roșu. Sau e mai mult roz. Na, nu știu, să zicem că e roșu, că nu vreau să fie roz sub nicio formă. Aoleu. Așa. Oh? Ah, ok. Și asta? Close. Vreau să respawnez asta. Ok. Da, bine. Hai. Oricum, dacă vă place acest video, dați like, dacă nu fiți tendiți de like și dacă vă place ceea ce fac, abonați-vă și dați click pe clopoțel să fiți notificat de fiecare dată când postez un nou video și haideți să continuăm. Hopa, și putem cumpăra și nu echipa în profil. Asta da. Ok. Nu aici, aici câte animale, puteți avea și animale, n-am. Aici era, stai să închid ăsta. Construcții, case, asta, locații pentru animale, garduri, ce asta? Nu-mi dau seama, nu merge magia. Mă rog. Decorații, marți decorații și astea să puneți pe jos. Adică foarte tare, aveți ce face. Dacă vă place genul ăsta de... stai, nu, am greșit, asta e a doua. Dacă vă plac genul ăsta de jocuri și nu neapărat dacă vă place și Farming Simulator și nu puteți să jucați că n-aveți bani să-l cumpărați. Deci cred că e vreo 20 de euro. Mai degrabă ar fi dacă n-aveți calculatorul destul de bun sau laptop. Asta ar fi mai mult. Da, și dacă sunteți curioși cum... Să pus și acolo, da. Și dacă sunteți curioși cum... E... Cum trăiește un fermier. Și, repet, nu puteți lua Farming Simulator 19, deși cred că a apărut 20 sau... Nu? Ba, cred că a apărut, adică suntem aproape de finalul anului. De ce să nu apară? Că, din câte știu, 19 și astea... Sunt după ani, cel puțin din câte știu. Dacă greșesc, vă rog, contrazice-mă. Contrazice. Stai. Ce, de ce? Nu mai face. Da, ce ziceam? Da, dacă greșesc, vă rog, scrieți în sesiunea de comentarii dacă greșesc și de ce greșesc, ca să înțeleg și eu. Prima dată am făcut mult mai ușor. Mă rog. Nu înțeleg cum mi-au scăpat locurile astea. Da, e și o chestie în jocul ăsta care, nu știu, mie mi se pare puțin mai avantajoasă, că nu trebuie să curățați vehiculele, să le reumpleți cu combustibil, să, astea. Așa mi se pare.
Da. Opa, așa. Și mai avem rândul din mijloc și vă arăt imediat și cum se plantează. Așa. Noroc că asta e mult mai ușor de folosit, asta cu care împrăștie semințe din cauza că se atașează pe tractor și nu mai e cu roți, nu mai e atât de greu să o târși. Ați văzut cum astea ultimele? Cred că ați văzut, nu-i așa? I-a pus și cu spate? Nu. Dar asta e o tactică, adică să dau cu spatele în linie dreaptă dacă ratez și după aia să dau în față. E o idee. Aoleu, am dat și eu. Pom, n-am mai putut. Unde am ratat? Aici, în primul rând. Și am mai văzut un pătrățel liber. Da. Of, 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 of. E mai greu decât pare. Așa. Bun, acum trebuie să așteptăm să crească. Astea, ca să înțelegeți, sunt boostere. Da, e bine. Da, boostere. Care le luați cu Rubux, și apropo. E bine. Dacă tot trebuie să așteptăm, haideți să explorăm mapa. Deși nu prea am un tractor incredibil de rapid, dar tot e mai bine decât să mergem pe jos. Asta e un joc bun să joci cu prietenii și să concurați. Deci nu am avut dreptate, e un shop și aici, care are, văd că are valută diferită. Adică am dat 250 pe 50. Da, e și de matematică. Deci am dat 250 pe 50 de semințe. Asta ar însemna că am dat. Mi este un pe urechi calcule. Deci nu, serios. Mai zice că ar fi sfert sau nu jumate, asta înseamnă că da, adică iau 9, am dat 5 pe bucată. Asta ar însemna că 9 pe bucată, da, fac profit frumoșel.
Da. Wow, m-a oprit un stâlp. Aici cu porumb noi cred că ne-a crescut porumbul până acum. Da, uitați-l. A, ăștia sunt creatorii mapei, doamne, jocului, așa. Oh, ce e aici? Up. Poți să intru așa? Firar. Pa. Ah, ok. Primarii. Mix. Ok, stați-vă, primarii color. A, pot decât să costumizez pe atunci nașpa. Credeam că pot... Ce? What? A, și ser... Ba... întrebare, cum scap? Așa. Deci... La ce-i pot astele în primul rând? Adică o întrebare așa retorică. Ok, e blag aparent. Ce ăsta cred. Mamă, ce trator. Ce tractor vechi. Noi îl avem pe ăsta, nu? Da. Putem lua mașini și... Aha. Ok, haideți să vedem ce are tipul ăsta. Tractoare. Mamă. Ăsta e cel mai bun. Harvest. Aha, noi avem pe ăsta. Pluguri. Seeds. Trucks. Mă rog, vom vedea ușor, ușor care e faza. Asta e farmecul unui astfel de joc. Te pune să te joci, să știi și astea, ca să iei tot așa, vehicule și de astea. Da, nu știu, n-am ce să zic, ce improvizez și eu. Pot să zic atâta, sincer. Îmi place jocul ăsta, mi se pare genial. Bine, nu genial, dar e foarte bine făcut, e grozav. Genial ar fi World of Magic. Trebuie să-mi fac ordine pe aici. A crescut? Da. Ah, nu pot fi așa. Ok, atunci haideți să culegem de cât timp filmăm de... Mamă, au trecut deja 20 de minute, n-aș fi crezut. Vom colege acum porumbul, îl vom pune în căruță sau cum să o numi asta și vom termina acest video.
Opa. Bra, pe bune, nu pot să așa. Păi, bine. Eu am fost locul 3 întregi și zic pa, pa, până data viitoare.